Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare o să descoperim modalități de economisire a banilor și de reducerea risipei bănești. Totul începe, așa cum probabil bănuiți, cu o cât mai bună administrare a banilor. Mai exact, o bună organizare a bugetului lunar. E ideal dacă ați clasifica și ați utiliza, practic, strategia 50-30-20 lună de lună. Nu uitați, este foarte important de asemenea să vă limitați cheltuielile la satisfacerea nevoilor de bază și, ulterior, a dorințelor. E important să aveți o listă a acestora. Deschiderea unui cont de economii este un pas firesc, iar cel pe care vi-l prezint acum se numește contul individual de economii Junior Centenar. Ei bine, fiecare elev poate beneficia și de un astfel de cont. De asemenea, reducerea costurilor facturilor la utilități este foarte importantă. Și voi trebuie să fiți responsabili și să contribuiți la reducerea acestora. Aveți grijă la factura de utilități. Apoi, utilizarea unor noi mijloace de transport pentru a ajunge la școală, pentru a te deplasa în propria ta comunitate. Pentru un mediu mai curat și cheltuieli mai puține, folosește alte mijloace de transport decât mașina personală. Atenție la campaniile de reduceri. Știu că urmăriți finalul de iarnă și începutul de primăvară, respectiv finalul de vară, începutul de toamnă. Amânați până atunci achizițiile voastre. Stabilirea obiectivelor financiare sunt foarte importante pentru că în felul acesta economisirea, limitarea cheltuielilor au o formă concretă. Atingerea pe termen scurt, mediu și lung a acestor obiective este foarte utilă. Și în fine, plata la timp a ratelor pe card, a datoriilor, este un obicei pe care trebuie să vi-l formați încă de pe acum. Pentru perioada adultă. Vă doresc succes și vă aștept la o nouă întâlnire.